Astăzi, în jurul prânzului, un semafor de la trecerea de pietoni din intersecția Alei era avariat, cel mai probabil de către un șofer neatent. Incidentul a avut loc posibil din cauza neatenției unui șofer care conducea o mașină de mare tonaj și nu aprecia corect distanța până la indicatorul cu semnale luminoase. Nimeni nu a văzut ce s-a întâmplat cu adevărat, așa că vinovatul nu poate fi găsit. La fața locului s-a deplasat șeful serviciilor locale, care a evaluat pagubele înregistrate și ne-a asigurat că în cel mai scurt timp va remedia situația. Ce se întâmplă de obicei în Giurgiu? Vandalism și neatenție. Un șofer neatent a atins semaforul, am văzut despre ce e vorba, luăm măsuri, să înlocuim, să dăm numai circulație în condiții de siguranță. Înlocuirea semaforului va dura cel puțin 3 zile și asta pentru că indicatorul cu semnale luminoase va fi adus de la o firmă din București, deoarece în depozitul de materiale al serviciului local nu există un alt semafor.